S-a deplasat la Severin și o mică galerie a constanțenilor. Se știe de la revenirea sub numele de Farul. Vedem însă această acțiune a constanțenilor și este gol! Morar deschide scorul în secunda 70 a meciului. 1-0 pentru Farul aici la Severin. Lazar se întinde, dar nu poate opri această minge plasată minunat de Vlad Morar. Exact ce spuneam, nu trebuie să-i lași timp și spațiu lui Vlad Morar. Iată-l pe decarul lui Gică Hagi, cât de bine plasează. Găman nu reușește să-l blocheze. Lazar nu are chiar cel mai bun culoar vizual și este 1-0. Meciul debutează cum nu se putea mai bine, cu acest gol marcat de Vlad Morar, la a doua sa reușită în acest campionat. El mai marca la începutul lunii august, tot în deplasare, la un 1-1 cu FC Botoșani.